Bună seara, dragii mei! Dacă eram în America, v-am fi povestit despre Paris Hilton sau Britney Spears. Dar cum suntem în România, vă povestim despre niște blonde mai autohtone. Fata! Ce-ai, fata? Ce te-a apucat? Fata, nu ții pe fata la mine, ești proastă? Da! Fata, strigă tu fata pe poponeți. De ce să strig eu fata pe poponeți? Fata, eu sunt cântăreață, îmi strig glasul. Fata, tu faci playback, fata! Ai dreptate, fata. Hai, fata, strig eu și faci tu playback, hai. Poponeți! 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 Fata, ești proastă la creier, ca mâine, fata, băi, stai ca fata, așa că te uite fata în puii mei! Lasă-mă, fată, puii mei, că sunt pedepsit, nu pot să iau mașina, sunt pedepsit în casă! Dar ce-ai făcut, fată? Lasă-mă, fată, nici măcar nu mă întreba! Bine, puii mei, întreabă-mă! Dar ce-ai făcut, fată? Fată, am furat 80.000 de euro din casă, fată, ca să mă duc la o licitație să-mi iau un inel super, n-am rezistat, fată! Arată-mă inelul! Nu pot, fată, să arăt că mi l-a băgat tata în cur! Ia-mi toște, fată! Fata, normal, fata, nu se vede că mi-a băgat ca pe supozitor, așa, lasă-mă, fată, că de două zile iau continuu laxative, fată, că vreau să merg sâmbătă în bambu, fată, și am un brățar Armani care se potrivește în puii mei. Fata, tu cu clisma ai încercat, eu m-am bazat încercat, fata, cu clisma, mi-e frică, fată, îți bagă. Fata, ești proastă, cum să fur mașina, tata, fată, în puii mei. Ce, fată? Ce-ai, fată? Și fată, ești pastilată, ce-ai? Fată! Ah! Poponeț, ce faci, poponeț? Bine, tati. Mișcă în grijă, neamă, din casă! Tati, nu mă face de râs de față cu fetele astea în puii mei! Te-aș capta cu rău, ești pedepsit! Fata, tata lui Poponeț, lăsați-te, Poponeț, mă ducă cu mașina undeva, că da. Am o treabă, mă grăbesc! Da, da... E pedepsit! Haideți, vă rugă frumos! Haideți, vă rugă. Dacă mă roagă frumos, lasă-mă tăticuțul cu mașina, poate, cine știe! Lasă-mă, fata, că am și orgoliu meu în puii mei! Fata, calcă-ți, fata, pe orgoliu! Sigur că da, tăticuțu. Cum să nu-ți dau eu ție mașina? Mișcă-n grijă, leamă din casă! Fată! Tată! Haide, tată! Ne așteaptă gura! Să nu târzi! Puii mei, puii mei de viață amărâtă! Fată, fură mașina, fată, că nu are ce spune! Poți la creierii capului! Fii bărbat, fata! Fată, fată, parcă sunteți proaste amândouă, fată, puii mei! Am venit că te fată, tată! Fată! Haide-te, fată! Fata, nu pornește, fata, puii mei! Fata, încercă, fata, la cheie! Lasă-mă, fata, cu cheile tale! Fata, de ce ne-a mișcat, fata? Da-și, fata, nu ai fi prăpăstioasă, puii mei! Poponeț, Poponeț, ce faci? Poponeț, fără mașina? Mișcă-te în grijă, nea, mătii, la volan, dacă tot o furi! Păi, din cauza voastră, fata! Bună seara, București! Bună seara, România! Andreea Esca și Mircea Solcanu la naiba vă prezintă știrile cretinoide, știrile care vă arată lumea așa cum este ea. Ce lume nebună, soro! Iată știrile. Îngrijorată de creșterea numărului de depresii pe cap de locuitor, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență menită să înveselească pe români. Ordonanța prevede acțiuni concrete atât din partea guvernului cât și din partea președinției. Conform acestei ordonanțe, președintele țării, domnul Traian Băsescu, te pup, Traianel, nu te-am văzut de 100 de ani la naiba, este obligat să fie prezent la toate ședințele de guvern la naiba, iar premierul Tăriceanu, ce bărbat sexy, așa, este obligat să-și aprovizioneze miniștrii cu ouă, roșii și chiftele Traianele, o să doară la naiba. Mașina Oanei Zăvoranu a fost zgâriată cu cheia de un atentator care a fost prins asupra faptei de însăși vedetă cu același nume. Cred că e vorba de un atentator sinucigaș la naiba. Nu se știe încă, medicii speră într-o minune. Atât timp cât atentatorul va sta în spital, vedeta trebuie să stea câteva zile fără mașină pentru a putea fi revopsită la naiba. Întrerupem știrile pentru un eveniment de ultimă oră. Se pare că senatorul Corneliu Adim Tudor protestează împotriva... Iar se futu ăsta. Nu știm de ce protestează, însă vom afla de la reporterița noastră specială aflată la fața locului, Priscila Țuțuianu. Priscila, ai legătura. Bună seara, mă numesc Priscila Andada Țuțuianu Jorogrâla și prezint de la fața locului, adică din fața copacului, unde domnul Vadim Tudor și împreună cu doi membri ai partidului, domnul Ion Dolonescu și doamna Irina Loghin, s-au uitat... Care Irina Loghin, cretino? Nu ești în stare să faci o relatare de la fața locului? E dita mai Mițura Arghezi! Mițura! Mă scuzați, doamna Mițura Arghezi, tâmpito, prezint aici o știre națională în copac. Domnul Vadim, de ce protestați atât de vehement? De ce protestez? Uite, cretina, ce întrebări îmi pune! Televiziunile astea angajează numai cretini. De ce protestez? Tu nu vezi ce e în Kosovo? Tu nu vezi ce e în Ardealul strămoșesc?
cu Marco Bela vrea autonomie, Ținutul Secuiesc vrea autonomie și mă întreb de ce protestez, nu mai vorbesc de sondajele de opinie care mă indică undeva la 13-14%. După informațiile mele, când eu sunt undeva la 90-99,9%, de-aia protestez. Doamnă, Vali, unde a rămas? Fac pipi. Faci pipi? Da. Iar faci pipi. Domnul președinte, nu vreau să vă supăr pe linie de partid, că sunt mai mic în funcție, dar vine să vomit, nu mai pot. Băi, tâmpiților, terminați odată cu excrementele astea, de-abia m-a luat și eu un palton. Vreți să vă ușurați pățoarele mele? Haide. N-am avut bani, l-am luat și eu de la second hand. Da. Haide să continuăm. De unde am rămas? Acolo, zi. Da, am rămas în copac. La sondaje am rămas. Despre ce sondaje este vorba? Despre ce sondaje? Auzi, stâmpita, ce întrebări îmi pune semeni curoși ca Stănescu la întrebările astea. Ce sondaje? Sondajele de opinie, comandate de adversarii mei politici care mă pun la stâlpul infamiei. Despre sondajele alea e vorba. Iar acești doi indivizi, colegi de-ai mei de partid, acum sunt ostatici și mă jur pe cariera lui Bolcaș, dar și pe istoria pe care o știu și pe memoria mea de elefant, acest elefant al politicii românești, că dacă nu mi se îndeplinesc cererile, îi sacrific. Nu, domn președinte! Iar unde copac, ce mai? Nu mai faceți așa că se mișcă copacul! Da, nu se coboar, că ai rău de înălțime! Vrei să cobori? Ai rău de înălțime? Oricum o să te arunc eu jos de aici, dacă nu mi se îndeplinesc cererile, n-am ce să fac! Doamne, Vadim, înainte să ne aruncați, am nevoie de o senzație tare, vreau să fac pipi! Lasă-l, dracu de pipi, abține-te, cretino! Sugrumă, vezica aia, fă-i ceva, leagă-o cu o ață! Ține în gât, n-ai sfincterul la tine, strânge din el! E prea târziu acum! A prezentat de la fața locului Andrada Țuțu Ianu Ciorogârla. Andreea, ai legătura? În sânul celebrei familii Prigoană se insinuează suspiciunea. Nu vă faceți griji, suspiciunea nu se insinuează niciodată singură. Există câte o mamă soacră grijulie în fiecare familie. Adriana? Mamica? Știi cât e ceasul? E, cât e, mamica, cât e ceasul? E târziu, Adriana! Mamică, trebuie să-mi vină, că n-am târziat decât 2 minute. Adriana, în 2 minute poți să faci foarte multe lucruri. Mamică! Adriana, în 2 minute poți să faci un copil. Dacă nu mă crezi, întreabă-l pe taică tot cum te-am făcut. Tăticule, cum ați făcut voi pe mine? Recumpere. Hai, bă, mâine acolo, hai! Auzi, mamică, chiar așa eu m-am gândit. Auzi, dacă și-a găsit Prigo vreo amantă, eu ce mă fac? Cum ce te faci, Adriana? Cum ce te faci? Păi piciorul îmi fac în prag și-i dai afară de casă! Prigoană! Ce faci, dragă? Păi piciorul în prag! Dar unde ai fost până la ora asta? Te-ai găsit și amantă cu și copil cu ea cu mine. Nu era suficientul, nu? Bonoierule, cum te mai rab de pământ! Ai sitir, mamă soacră! Unde simți, zi-ți așa vorbești cu mamica? Bine, uite, rectific, mamă soacră, te rog, ai sitir! Nu, 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 afară din casă, nu mă dai afară din casă, mi-a resimțit-o! Da! Hai să ne calmăți! Bine ai venit, Prigoană! La revedere, Prigoană! Dragele mele, da? Având în vedere că ați fost atât de drăguțe încât să-mi faceți deja bagajul, da? N-ați vrea voi să fiți la fel de drăguțe, dacă nu chiar mai drăguțe, da? Și să ajutați un om handicapat să scoată bagajul pe culoar. Ba da! Hai, vă rog! Hai, mămică, să scoate bagajul, să-i arătăm mai departe, cât mai departe! Nu trebuie să bagajul, ca să vezi tu pe unde trebuie să o iei! Băi, asta mi-a plăcut! Ai văzut, tată, socule? Cioc, poc! Și liniște în casă, în sfârșit! Bine, bă, tată! Ce mi-ai făcut, mată, azi? Ce mi-ai făcut să fac? Am băut, am fumat! M-ai fumat, o! Uitat tot să facă plămânia! Prigoană! Da. Prigoană! Lăsați-mă să vă explic! Zi! M-am oprit pe drum, Adriana! Așa? Pentru că n-am putut să mă abțin și a trebuit să-ți cumpăr acest dar minunat în aur de 24 de carate. Prigoană! Minciună e de la amantă! Și m-am mai oprit undeva
Nu se putea să nu iau și lui mama soacră unui adevărat de 18 carate. A, nu e minciună. Mai e minciună, e de la altă amantă. Da-și vre, dracu dângură. Care amantă, mă? N-are nicio amantă. Ioana? Adriana? Mămică? Tata soacru. Ia mă ce cine mea. Așa îmi place armonie în familie. Bună seara, dragi români! Iată, suntem împreună la rubrica Teleshopping! Doamne, iartă-mă! În cadrul acestei rubrici, dragi români, vă voi prezenta un produs absolut senzațional, domnule, trusa prezidențială. Este o adevărată bijuterie din piele de scrot de leopard african. O bijuterie, cu adevărat! Iată, dacă doriți să cumpărați, ce conține această trusă indispensabilă oricui vrea să devină președinte, domnule. Un președinte adevărat trebuie să aibă carte. Iar această trusă, stimați telespectatori și dragi români, nu conține doar o carte, ci numai puțin de 52 de cărți. Nu vă uitați că e un pachet obișnuit. Nu e deloc așa. Acest pachet este făcut în așa fel, domnule, încât să iasă întotdeauna Quinta Royală ca să fiu un președinte câștigător. Mai departe, domnule. Un președinte adevărat trebuie să fie curat ca lacrima, mai ales în dosarul CRSAS. De aceea, iată, această trusă conține o soluție împotriva petelor din dosare. Se folosește fie cu o brichetă, fie cu carbit, cu chibrit. Hai că m-am încurcat, bă, mă, dracu. Un președinte adevărat, domnule, trebuie neapărat, și aici deja mă emoționez, să-și iubească poporul. Tot poporul. Acum și cu aromă de căpșunică. Îmi place căpșunica, domnule. Mai departe. Tot această trusă conține un storcător instant de lacrimi. Vei spune, ce dracu să fac un storcător de lacrimi? Iată ce să faci. Spre exemplu, te afli în dificultate, nimeni nu te mai crede. Folosești imediat acest produs senzațional. Și bași textul. Stolo, stolo, ești bolnăvior, stolo, stolo. Dacă nu ești actor profesionist, s-ar putea să mai fie nevoiată. Păi sumasă imediat. Nu mai poți candida, domnule. Efectul este garantat. Iată însă și ultimul produs. Minune, minune. Pentru momentele în care nu mai ai încredere în tine, oglinda prezidențială. Oglinda ogrinjoară. Cine este cel mai barosan politician din țară? Tăricianul, domnule, normal. Oglindă blestemată! Goza! Dragi români, comandați chiar acum trusa prezidențială din piele de scrot de leopard african. La revedere! Cele două blonde super dotate intelectual sunt pline de nervi ca mâța de purici. Mașina lui Poponeț scoate fum ca o locomotivă. Ce faci, fata, acolo? Vezi că mă grăbesc? Că tu ești prost la creierii capului în puii mei, vrei să stau degeaba? Lasă-mă, fată, să mă concentrez, fată! Lasă, fată, că te las, fată, să te concentrezi! Mersi, fată! Cuba, fată! Hai, fată, ce faci acolo? Repar sau nu? Da! Fată, suflă, fată, jiglerul ăla, fată! Lasă, fată, că suflu eu! Fată, tu ești proastă? Ești proastă rău, fată! Fată, nu e jigler, fată, ăla e bidonașul la coapă prin care sufli să dea drumul la apă să șteargă ochii de rimel la geam, fată! Fată, hai, fată, ce faci? Fată, am găsit două fire, fată, în puii mei, nu știu ce cu ele, fată! Fata, lasă-mi să răi, nu am vrut să vă pe aici cum merge, fata! Fata, eu auzi, fata, cred că am ceva! Fata, cred că am halucinogene, fata, nebun! Ce? S-a oprit motor și nu mai merge!
Vă fac eu, vă repar eu, nu mai dezlegați-o! Fata! Stai, fata, că poate să ne omoare, să ne fure mașina! Fata! Fata! Oricum, dacă nu ajunge, îți dega și moarte, nu? Păi te dezleg nebunul! Păi nu mă uit, fata, nu mă uit! Nebunule, te dezleg! Da. Fata! Repede! M-a dezlegat? Da! M-a furit! M-a furit! Fata, deci nebun, cum ai făcut? Da! Nebun, dar nu și prost! Eu nu ating niciodată bani. Sunt murdar, nu sunt demn de aceste mâini de aur. Iată-ne în casa unuia dintre cei mai mari profesori de muzică din România. Să vedem însă cine-i sunt elevii. Da, intrați, intrați, poftiți. Ce, măi, este jar masiv ăsta. Bună ziua, profesorul de muzică e acasă? Sigur, cum să nu-și face marechiura? Lăsă loc, vă rog, lăsă loc. Da, imediat, dar nu e grabă, da. Deci, bună ziua, Nichita, a venit la cursul lui marele profesor. Bună ziua, poftiți. Oh, 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 domnul Becali, ce surpriză să vă văd aici. Ce surpriză, ce surpriză, parcă ai fi Andrei Marin. Ce surpriză, am venit să văd muzică, să mă relaxez în politică, în muzică, să cânt pe cluburi, pe astea, să atrag tine. Dar de ce ai venit? Cam auzit că cântatul slăbește. Cântatul slăbește. Iar abate cineva. Da, poftiți, poftiți, vă rog, intrați. Mircea Solcanu a venit la cursul de muzică la Naiba. Să trăiești, Solcane! Te pup, Nichita. Bună ziua, domnul Becali. Hai, noroc, Gheișă. Cum ați spus? Noroc, Solcanule. A spus Gheișă la Naiba, v-am auzit. Și eu v-am auzit cu urechile mele fine de gazelă. Urechi de gazelă pe cor de hipopotam. Sunteți un homofob notoriu la Naiba. Și un misogin. Sunt homofob și misogin eu. Sunt eu homofob și misogin, ca așa vreau eu, pe banii mei sunt cum vreau eu. Da, să știți că cei mai mari homofob sunt gheii reprimați la Naiba. Solcane, frate, ce ai spus, o bate cum a... Aveți ceva cu mine personal, domnul Becali? Bă, băiatule, eu n-am nimic cu tine, mai înțeles. Pune, mă interesează ce faci tu. Pe mine mă trajează ideea, mă înțeles. Eu v-ați strânge pe toți într-un ghetou? Să faci și acolo ce vreți voi. Curva săraie, ce vreți, dar închiși în ghetou, uite așa, fac, fac. Da. Sunt Becali. Încuiat, stai nu, puțin, lasă-mă. Stai bine. Puțin. Lasă, domnule, bărbață, să se iubească, să fie iubire, înțelegi? Uite, mă duc la mine câteva versuri. Nu, Nichita, nu-i nevoie. Vreau să spun ceva. Lasă-mă o secundă. Domnul Becali, aș vrea să vă pun o întrebare la Naiba. Era să muriți de peritonită în urmă cu ceva timp și un medic foarte, foarte, foarte bun la Naiba v-a scos apendicele la timp, e adevărat? Mi-a scos apendicele. Bun, și? Așa. Era un prieten foarte bun de-al meu și este gay la Naiba. Hello. Era gay, doctorul? Da. Îmi iau apendicele înapoi, o cos și pac, pac, gata. A terminat. Cel mai mare filozof din istorie, Socrate, era gay. Hello. S-o crezi tu? Eu am filozofia mea, nu mă interesează Socrate. Alexandru Macedon era gay la Naiba. Să fie sănătos, că sunt fan de Hai Viteazul. Despre Paulo Coelho se spune că este gay. Paulo Coelho? Da. Cu alchimistul? Da. Am 500 de exemplare în bibliotecă, le scot în curte și le dau foc să se încălzească oile la ele, mai înțeles? Cam 30 de oi simbolic. Dar de Stalin și Hitler ați auzit la Naiba? Bă, dacă spui că și ăștia erau gay, gay și tale. Nu, ăștia erau heterosexual, domnul Becali. O să vină maestru, imediat vă rog, da. Foarte frumos, da. Să vă ridicați. Sănătate! În picioare! Maestru! Aș dori, aș prefera să-mi plătiți înainte. Oh, 20.000 de euro, ce-i la mine? Eu nu ating niciodată bani. Sunt murdar, nu sunt demn de aceste mâini. De aur. Ah, poșuzelnic. La Naiba. Poftim. Da. Să luăm loc. Stați! Dragii mei, muzica... I-au zis cum sună muzica.
Sună frumos, dar ce este muzica? Muzica este... cea mai completă formă de artă. Ea trebuie făcută cu pasiune, cu devotament, până la sacrificiul de sine. Să facem o scurtă prezență. Nikita. Prezentă, mă! George Becali. Unui Dumnezeu nostru. Solcanu. Prezent. Doar atât? Prezent la naiba. Mulțumesc. Uite, mă răpădesc gânduri, gânduri frumoase care mă sensibilizează. Sunt un tip sensibil. Cum ar fi momentul în care George... A, George Boicu, actorul la nar gras, mai înțeles. George Enescu. Festivalul la nar. Nu, frățioare, sculptorul. M-a privit în ochi și mi-a spus. Tu! Adică eu. Vei fi urmașul meu. La naiba. Bravo! Să începem lecția. La naiba, la naiba, la naiba! Atât pentru astăzi. E mai mult decât de ajuns. Mulțumesc frumos, profesor. Frățioare. La revedere! Să trăiți după bine, mulțumim foarte mult. A fost încântător. La naiba. Ce a cântat el acolo? Do diez? Domnul profesor, iertați-vă, n-au vrut să așa, m-ați înțeles. Dar nu mai am euro. Da, am dolari, m-ați înțeles. V-ați cărăbit de asta de dolari? A, bă, iertați că vă murdăriți. Lăsați că pun eu coșul zilnic. Așa, să aveți bunic dejun. Dar vă rog, eu propus de suflet, m-ați înțeles. Să-mi cântați și mie supărata aia. A luat din la Vâlcea. Nu vorbe acolo. Supărat, supărat. M-ați înțeles? Aia cu supărat. Adică un sol major, două octave, pac, pac. Supărat. Așa îmi place mie melodia asta, m-ați înțeles? Cu pușit la steaua. Nu vorbe acolo. Hai, vă rog eu. Supărat, supărat sunt, Doamne, și supărat voi fi. M-au trădat frații și prietenii. Toată ziua în ascensor, ba mă urc, ba mă cobor. Sunt firul conducător, în jos, sus și iar jos. Ce faceți, fă de vă, dracu, de ștoarfele, dracu? De ce stați, fă, pe teritoriul lui Naomi, fă? Auzi, fă, du-te, dracu, de când e, fă, teritoriul tău, a? Toată lumea știe că ești travestit. Hai, bă! Dă-te, dracu, fă, dar cișa de ștoarfa, dracu, fă! Ai vrea tu să fii așa frumoasă și celebră ca mine, fă, dă-te, dracu! Eu am participat, fă, și la Megastar, proasto, dar nu m-a primit Ianțu, că l-a vrut să ajungă în patul meu. Dar Naomi nu se lasă, fă, că nu-i târfă ca voi! Plecați de pe teritoriul meu, fă! Dar cum e, fă, teritoriul tău, hai? Dă-te, dracu, de ștoarfa, dracu, chiu am făcești, nu vezi de acolo, fă, că scrie Naomi! Aoleo, Naomi? Da! Hai, dragă, să mergem, că ăsta e teritoriul travestizul de femei frumoase. Du-te, drecu, fă, da, cinșa de ștoarfa, drecu, grecănata, drecu, ce ești, nu vezi, fă, țărecu, că trece travaiul printre picioarele tale. Ce faci, fă, păpușică, singurel, singurel? Singurel, vezi, Doamne. Da? Dar de unde vii la ora asta, păi, prăpăditule? E, am avut emisiunea la domnul Gâdea și... A, domnul Gâdea, ce sexy e cu buzișoarele alea. Auzi, știi că mă excită ciufulețul tău? A, da? Da. A, da, cu spumă de rasă, știi? Auzi, păpușică, Mihai, recunoaște pe aici drumul tău spre casă, păpușe? Sau ai trecut soagă-ți până omii? Recunoaște! Recunoaște, prăpăditule, că vreau o femeie adevărată în patul tău! E, eu știi, dorm de obicei
singur, singurel. Vai ce inocent ești, păpușică mică. Auzi, nu cumva ești gay? No, eu sunt jurnalist. Da. Știi că mă excită celebritatea? Tu ești celebru? Ei, apar și eu așa seară de seară la sinteză cu domnul Ciutacu, da, domnul Gâdea, da, domnul Stan. Da. Mă excită și ciuful lui, dar nu atât de tare ca al tău. Știi că domnul Stan în al vostru ăla cu ha-ha-ha, cu ha-ha-ha, are, da, pe laptopul lui niște filmulețe porno cu mine. A, da? Da. Nu ne-a dat pe alea cu Băsescu. Auzi, fii atent aici. Noaptea noastră, că... Fumez! Fumez mult, că la fereastră... De aici totul, vezi? Din si bemol, auzi? Îți place ce vezi? Ce frumos și lui Ion Cristoi îi place! Da, stai nebunule, unde te grăbești așa? Hai că mergem acum la tine acasă. Vezi să nu ne vadă paparații? Așteaptă-mă să fac un pipi mică, de două ore mă țin. Noaptea albastră, când la fereastră... Băi! 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 Băi, stai! Bună seara, stimați telespectatori, sunt avocatul Luis Lazarus și nu numai avocat, eu am și 3 diplome de jurnalist, dintre care 2 la privat și una la stat, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Vreau să vă vorbesc despre faptul că am ajuns să am și o emisiune a mea, să nu mai mă caroteze Dan Diaconescu în combinațiile astea. Emisiunea mea se cheamă Duralex Sed Lazarus Durex, dar în această primă ediție vom avea un caz de bigamie. Avem aici de față reclamantele doamna Izabela Vrabie și doamna Grațiela Vrabie. Iar în dreapta mea și în stânga dumneavoastră, cum priviți din sală, se află părâtul Costel Vrabie. Om de afaceri. Aș vrea pentru început să dau în combinația asta cuvântul celor două doamne, da, să-și susțină cazul. Vă rog să începeți. Da, deci tași tu, vorbesc eu, da? Da. Deci domnul Lazarus, ascultați-mă! Vă rog să vă adresați instanței cum se cuvine, cu formula clasică de joc, asta cu formula clasică, domnule judecător sau domnule prezident. Așa am văzut la tribunal. N-are niciun pic de respect, deja v-am încercat. Quietly, please, doamnelor, vă rog. Da, deci mă scuzați, deci domnul Lazarus, acest porc ordinar care e scursură de om... Să-ți fie rușine, măi, să-ți fie rușine că te-a făcut. Vorbesc eu, tași din gură tu acum, care să căsătorim cu mine, am făcut 3 copii și după aia s-a căsătorit și cu ea, cu un... Asta tași tu, că vorbesc eu. 3 copii mi-a făcut și încă 3 pe la spate. Să afle toată lumea, ca să te faci de râs. Cum ai ajuns părâtule suspect, suspectule de părât, să fii căsătorit în mod suspect cu două femei în același timp suspect? Ele știu amândouă, dar acum se face pe proastele că nu știe. Eu am vrut să divorțez de reclamanta Grațiela. Am vrut să divorțez de ea, însă religia mea ortodox-catolică nu-mi permite. Dar religia ta îți permite să fii căsătorit cu două femei în același timp? Nu, domnul judecător, tocmai de-aia, ca să intru în legalitate, m-a făcut un șmen și am trecut la musulmani. Care tași tu, că vorbeați cu care musulmani, dragă? Dumneavoastră știați că am trecut la musulmani? Păi nu știam, minte, minte de gheața avem, domnule, nu mai era musulmani, că bea parfum dat din sticluță, ca să o ducă pe lumea ca să vadă. Nu este adevărat. Este adevărat părât că bei de stingi? Nu, nu. Vreau să vii acasă și îți bați nevesta? Domnul judecător, este pe jumătate adevărat. Eu nu o bat decât pe reclamanta Izabela când mă îmbătă necaz, că mă bate reclamanta Grațiela. Așa e, așa e, domnul Lazarus, pentru că cum ar bătea pe mine, iar cădeam în armă. Vă ție rușine, dacă vreau să bate în parte. Quietly, please. Părât Vrabie. Da, domnul judecător. Te-ai gândit când l-ai luat de soții pe aceste două superbe, suspecte, mă rog, doamne. Așa. Te-ai gândit, zic eu acum, cu ce o să-ți întreții familiile? Da, pentru că da, nu mai să risca două ștoarfe. M-am gândit, domnul judecător, pentru că eu am conștiință și mă gândesc și am renunțat la funcția mea la care țineam de profesor universitar, suspectă, doctor, docent funcție de cultură civică și educație tehnologică la universitate. Făcut, așa? Și m-am dedat la cerșetorie la metrou. Păi da, pentru că tași tu că vorbesc eu acum, că eu știu un prost, un dobitoc care înțelea serviciul lui ca să ducă la metrou să-i șase ca un muritor de foame. Deci înțelege? În primul rând că nu sunt muritor de foame, că se fi... Domnul judecător, dacă îmi permiteți cu respect, care muritor de foame care câștig cel puțin 30 de milioane pe lună de cerșit? Cum se explică chestia asta suspectă? Domnul judecător, domn, stai din gură, când aude lumea la metrou că ai 6 copii și 2 soacre, sare cu barul, mi-a luat telefon, mobil, sunt boier. Domnul judecător, câte are
așa bani? Așa. Păi am... care e bani? Am bani. Am bani așa. De ce nu dai și la familie? De ce la copii? De la copii? De ce la copii? Am plecător. Trecând peste faptul... Vă rog să explicați opiniei publice aici de față și doamnelor suspecte. Da. De ce în ultima perioadă, dacă tot ai atât de mulți bani suspecți, de ce nu ai contribuit cu nimic la bugetul familiei suspecte? Deci, opinie publică și două suspecte, ele știu că e două materialiste ordinare. Da, zicoara! Însă eu n-am mai putut să mai contribui la bugetul familiei pentru că am avut cheltuieli de nuntă. Vă rog să taceți un pic. Care nuntă? Cu nunta. Virginica. Ea este Virginica. Cum semnați asta, vă rog? Viitoarea mea soție. Am vrut să am și-o băcalată în viață, o femeie frumoasă, nu două rapandule. O iubesc foarte mult. Și suspectă îndrăgostire aici în direct la emisiunea lui Luis Lazarus. Iată un caz nu de bigamie, ci de trigamie, primul în istoria României. Vă așteptăm și mâine seară la o nouă ediție a emisiunii Duralex, sed avocatul Lazarus Durex. Publicitate. În lumea romanes, viața are ritmul ei unic și nimeni nu poate schimba asta. Îți place, mă? Da! Ți-ar carnea! Halo, bă, ce-ai făcut, mă? L-ai omorât pe împăratul Julian? Nu l-am omorât, a căzut el! Nu pui melodia asta, că l-o amori! Ce-ai făcut, Doamne? Pe cine ne conduce pe noi? Dar cum colo? Împăratul meu, dragostea mea! Doamne, trebuie să vină, Doamne, cineva, Doamne, să ne salveze din acest impas! Cine să vină? Să vină cineva, un rege cioabă să vină! Baules, dar ce-ai gălăgia asta aici? Ia uite, na! Ce-are-i beat? A murit! A murit Julian! Juliane, ai murit! Aolea! Cu cine mai mă încerc eu acum? Aolea! Cu cine mai fac al meu de părți? Mamă, plânge tot! A, dar n-a că e bine și așa că rămâi rege peste noi toți! Făi! Făi, ești proastă, făi! Făi, ești proastă, concurența! Face performanță! Că și ce facem acum? Cum ce facem? Că ce facem? Păi stai cârlând acolo! Ia dă, făi, un resuscitator de la o resuscitare! Să-l resuscitezi! Făi un masaj de cardiac pe cord! Păi eu nu pot pe cord, eu pot pe tron! Hai, făi cum poți! Haide, mă, zi! Stai! Păi ce faci, fă? Păi ce să faci? Faci masaj erotic, te aladezi, filipidezi? Păi atâta știu, atâta pot! Nu e bine! Trebuie să-i dăm în cărți, să-i dăm în ghioc, să-i dăm în bob! Să-i dăm în magie! Să vină Marea Câmpina! Dă vădu! Sără Câmpina! Să vină să facă, să tragă la drum de seară! Lasă-mă ca să pup ghiulul la rază! Lasă dracu de politețul! Da, de ce? Uite-l pe Julian că a dat tortul! Ce-a făcut, a bierlit-o? A dat tortul, papu! Aoleo, părate, luminate! Ca murit, uite la el! Ia taci, mă, Sinatra, că am steluscopul la mine! Ia taci! Ia taci, mă, dorul de mărgele, stai așa! Frate, a treia COVID, stai! E mor, frățioare! E mor! Unde pleci tu, Juliane? Mâncați la jurul Alex-ul tău, Juliane! Dar ce faci vine ția, dacă nu-i frumos ce faci? E original, e frumos, dar sănătos! Să am și o amintire de la dușmanul meu! Păi, dar tu s-a trăit frumos de suveniruri! Da, atunci, de suveniruri! Haide, ia! Am ce strânge omul, are dat, da, amul! Ui, mă, doră, bagă aici și la... Bagă aici, unde-ai dus? Eu între două spate de carat! Unde-ai dus tu? Unde-ai dus tu? Dar nu-mi rușine asta și mâinii, mă! Nici n-am apucat să dau ortul popi și v-a spus pe furăciunii, mă! Știam eu că te prefasă, mă, mama. Să știi că merge cu lemnul.
Bine, tu ai un alibi! Tu ce făceai, fă? Păi eu găteam la lemnele lui niște verzișori așa. Și tu ce alibi ai, fă? Astăzi e ziua ta! Fii frumoasă ca tine! Mi-a făcut surpriză, mă! Ziua ce-ai ca să-ți murmurez că ești dragul să iubești! Haide! Haide, părăte! Haide! Ia-l-a gazul, hai! Hai că a murit, bă! Ia-l-a gazul, hai! Se zice Dricu. Fata, să ești proastă, fata, Dricu, de care morții cu el în puii mei? Ăla-i costum! Cei trei prieteni din poveste au ghinion. O pană de motor pare a pune capăt peripeției lor. Fata, auzi cum troncăne poate de sub în puii mei? Fata, nu se zice fata troncăne, se zice croncăne. Ești tu deșteaptă în puii mei. Fata, curce, nu mai merg așa, fata, auzi cum troncăne poate de sub. Ajungem la tine niciodată! Bă, nu te mai victimiza în puii mei! Tu ești blestemat, eu sunt blestemat în puii mei! Hello! Trebuie să vedem ce croncă ne pune de sub! Fata, hai să căutăm fata Cricu! Hai! Fata, nu se zice fata Cricu! Bă, cum fata? Se zice Dricu! Fata, ești proastă, fata Dricu, de care morții cu el în puii mei? Ăla-i Coșciug! Fata, nu se mai spune fata Coșciug, fata! Se zice fata! Se scriu fata! Ce scrie fata? Fata! Am găsit Dricu, ăsta Cricu! Și ce faci, fata, cu el? Nu știu, fata! Fata, ești proastă! Am văzut eu la televizor, se pune sub! Sub ce, fata? Sub dedesubtul mașinii! Și se ridică mașina? Da! Fata, mi se ridică o minge! Fata, e stricat Dricu, ăsta Cricu! Fata, sunt blestemată, nu te mai ajung la timp niciodată! Fata! Fata, mi-a zis, băi, să stai fata cu o coardă în puii mei, deci fata vine să-ți vor părul de căciulă. Fata, deci fă bine și spune-mi în clipa asta unde trebuie să ajungem, fata. Chiar, fata, chiar așa, mi-a spus, fata, nu trebuie să mergem, unde trebuie să mergem? Ce fată? Ce fată? Aoleo! Ce fată? Ce fată? Am uitat. Fata, dar nu trebuie să mergi? Da. Fata, tu nu știi unde trebuie să ajungem acum? Păi, dacă am uitat. Păi și ce facem, fata, unde mergem? Nu știu că am uitat. Păi, fata, uitat, că nu trebuie să rămânem aici, că vine noaptea, fata, unde mergem? Fata, nu știu că nu mai știu, am uitat. Fata! Fata! Aș știu că acasă și mă bate tata de slapa în cap în puii mei. Fata, mă vine și gândește-te, uite ce s-a întâmplat din cauza unei proaste. Uite din cauza unei proaste care nu știu unde trebuie să ajungă. Asta e o aluzie la mine sau ce? Fata! Taci, că-mi nervi așa, taci! Gândește-te bine unde trebuie să ajungem, înapoi! Sau înainte! Fata, da, eu zic să o luăm pe jos, că stai isteric. Da, fata, hai! Stimați ziariști, vă mulțumesc, sunteți în continuare alături de mine în aceste momente foarte, foarte grele. Acțiunile denigratoare la adresa mea din presă continuă, este o întreagă campanie la adresa lui Cătălin Botezatu. Am fost prezentat în ultimul timp din nou ca și homosexual. Știu, o mulțime de fotografii au apărut în presa centrală și în presa de scandal, absolut denigratoare și niște atacuri absolut gratuite, să vă spun de fapt despre ce a fost vorba cu adevărat. Am ținut la mine acasă o preselecție de manechine masculine pentru noua mea colecție de chiloți. Astfel, probabil nu-i așa, se explică fotografiile în care eu apar înconjurat de bărbați în chiloți. Chestiuni profesionale, cum să înțeleagă unii, în fine. La un moment dat, exact în mijlocul preselecției, exact când era preselecția mai înfierbântată, aerul condiționat
a picat, brusc și fără niciun fel de explicații. În casa s-a făcut foarte, foarte, foarte cald și iată, nu-i așa, explicația pentru fotografiile absolut denigratoare în care eu apar dezbrăcat alături de alți bărbați dezbrăcați. La un moment dat, din cauza căldurii excesive, mi s-a făcut foarte, 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 foarte cald și foarte, foarte, foarte rău. Mi-a venit o stare de leșin și în momentul ăla, simțind această stare de leșin, am simțit de asemenea nevoia să mă țin de ceva. Iată cum se explică fotografia în care eu apar ținându-mă de ceva. Dintr-o dată, însă, brusc, aerul condiționat și-a revenit, în casă s-a făcut foarte, foarte, foarte frig, astfel nu-i așa, se explică fotografia în care eu apar în pat, alături de alți doi bărbați, înveliți cu pătura până la gât. Cât despre cătușele de la mâinile mele, țin să menționez că unul dintre cele două manechine cu care eram în pat este polițist amator și tocmai mi-a arătat cum funcționează armamentul din dotare. Mulțumesc! Bună seara, București! Bună seara, România! Andreea Esca și Mircea Socanu la Naiba vă prezintă... Vă prezintă? Atâta timp cât atendatorul va sta în spital, vedeta trebuie să stea câteva zile fără mașină. Mașină. Dacă și-a găsit vreo altă amantă, eu ce mă fac? Cum ce te faci? Cum ce te faci, Adriana? Ce te faci? Păi vii ce rog fac în prag? Și ce face fata cu el? La fata pune el de subut. Subut ce? Ia-i și coroana, Madonna! Ia-i scoate, ia-i faci! Se pare că Oana Zăvoranu s-a hotărât să se revo... Stai, că nu e a mea replica asta, mică. Ce faci, fata, acolo? Nu vezi că mă gabesc? Ce să spun? Fata, tu ești curăță!